Suntem la un pas distanță de sărbătorile de iarnă, iar reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Mehedinți vor intensifica controalele în această perioadă, deoarece consumul de carne și produse lactate crește. Scopul acțiunilor este de a preveni apariția toxi-infecțiilor alimentare, dar și răspândirea pestei porcine africane. În scopul prevenirii apariției toxi-infecțiilor alimentare în perioada sărbătorilor de iarnă, când în mod tradițional consumul de carne crește, precum și pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Mehedinți anunță dispunerea unor măsuri specifice, precum și intensificarea controalelor în vederea verificării condițiilor de igienă în care produsele sunt depozitate și transportate. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, prin inspectorii sanitari veterinari, efectuează controale în această perioadă în unitățile de alimentație publică de la noi din județ. Ne referim în special marketuri, supermarketuri, magazine alimentare, piețe agroalimentare, dar și unități de procesare carne, măcelării și carmangerii. Important este de știut că aceste controle se fac cu o tematică clară. Carnea de porc se va controla, ouăle, dar și laptele și produsele lactate. Toate aceste produse sunt în cantități mai mari la momentul actual, sunt normal în cerințe de a se cumpăra. Omul tinde să-și cumpere produse de origine animală și de aceea facem încă o dată recomandarea ca toate aceste produse să fie cumpărate din spații autorizate și înregistrate sanitar-veterinar, unde omul obține un bon fiscal și atunci când este nemulțumit, poate să facă o sesizare fie la noi, fie la alte instituții ale statului. Totodată vor fi verificate în trafic, cu sprijinul reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean din Mehedinți, mijloacele auto în vederea verificării mișcării porcinelor vii provenite din gospodăriile.